de protecție. Propuneți. Se vede până în spate? Puteți avea și întrebări? Măcar un răspuns la aceste trei întrebări. De ce a căzut Teutic? De la ocazia și prietenilor, e interesul meu să-i stimulez pe prieteni, să se simtă bine cu noi. Îi introduce următoarea regulă. Sus la balcon dau cuvântul în ordinea aceasta și când ajung aici și jos în sală dau cuvântul în ordinea aceasta. Deci, dacă aici, în partea asta, este o încercare de răspuns. Da, frate? Teutic era obosit. De ce a căzut? În primul rând, pentru că a adormit. Această stare i-a fost determinată de faptul că el a fost pus, așa cum s-a amintit în cele două răspunsuri, într-o postură de a fi încumpănă. Să asculte predica lui Pavel sau să asculte vederea lui Pavel. Această stare l-a determinat să fie starea la odiceanului aceea de încropeală. Iar încropeala întotdeauna te face să ațipești. Deci, cauza, una din cauza a fost că a adormit. Dacă nu adormea, chiar dacă locul era impropriu și era periculos, dar probabil că nu se producea această cădere. Interesantă și săracul Eutic nu putea urmări. Poate dacă poate proceda la întrebări, deci acum pune întrebări, discuția putea fi mai... Da, mulțumesc! Mulțumesc dacă poate va fi întreținut sala, ar fi realizat o predică interactivă, atunci n-ar fi căzut, mai ales dacă l-ar fi întrebat pe el de vreo 3 ori, atunci cu siguranță că Eutic n-ar fi căzut. De cine dă? Mai departe atunci. Da, poftiți. Biblia spune că unde este comoara voastră, va fi și noua voastră. Da. Comoara lui era pe jos sau nu? Deci comoara lui era pe jos, probabil se plimba pe jos și el a căzut. Mă rog. Deci nu era cu inima la predica ce se ținea în sală, unde erau multe lumini, era multă lumină. În sistem de regim de urgență, de prim ajutor. Da, mulțumesc! Încă o mână ridicat pe brațe, aceasta demonstrează cât de clar și cât de gingaș lucrează Evanghelia la inima omului. Așa după cum Pavel a ridicat pe acest om, dându-i o a doua șansă. L-a luat în brațe. Deci l-a luat în brațe, dându-i în viitor o a doua șansă pentru viață, chiar dacă și inițial el a greșit. L-a luat în brațe, chiar dacă putem considera că el a greșit. Că Eutic a greșit. Da? Poftiți, orar?